problema pe care o resim, aș putea spune problemele, că s-au amplificat, datează din 2013, din aprilie 2013, când din media am aflat că suntem în culoarul unei autostrăzi, că va veni autostrada în această zonă, deși toată lumea din Oarda știa că acest culoar este în altă parte. Este cu 200 de metri mai jos. S-a făcut un studiu de fezabilitate acolo. În 2009 s-a obținut un acord de mediu pentru zona respectivă. Era drum expres. S-a reluat acest proces în 2013, modificându-se din drum expres în autostradă. Odată cu modificarea din drum expres în autostradă, s-a schimbat peste noapte și traseul. Am făcut la momentul acela nenumărate demersuri la toate instituțiile pe care noi le-am considerat apte, să spun, să ne explice despre ce este vorba. Ne-am găsit într-o situație cu care nu ne-am confruntat niciodată. Orice cetățean, găsindu-se într-o situație de genul acela, este într-o nebuloasă și încearcă să găsească o rezolvare. Am făcut adrese la vechiul CNADNR. Locuitorii din Alba, din Oarda, au strâns peste 700 de semnături pentru a scoate în afara localității, deoarece autostrăzile se fac în extravilanul localităților, iar noi știam că suntem de atâția ani, că este vatra veche a Orzii, că suntem în intravilan. Și am încercat o aducere la cunoștință a situației și a găsi o variantă pentru a ieși din intravilanul localității. Nu s-a găsit înțelegere. Am făcut nenumărate demersuri la primărie ca orice decizie care se ia să ne fie adusă la cunoștință. Nu ni s-a adus la cunoștință și ne-am trezit în extravilanul localității Alba Iulia. Deci în loc să scoată autostrada în extravilan, ne-au scos pe noi. Pe voi în extravilan. Da, da. Din respect pentru cetățeanul român, ne-au scos în extravilan, nu ne-a anunțat nimeni. Momentul a fost 30 mai, hotărârea Consiliului Local din 30 mai 2014. Și acum, unde suntem noi? Acum suntem în extravilan sau în intravilanul localității? Suntem în extravilanul localității Alba Iulia, municipiului Alba Iulia. Noi suntem în municipiul Alba Iulia și suntem în extravilan. Partea de jos este intravilan, noi suntem extravilan și partea de sus este din nou intravilan. Și casa dumneavoastră este? Construcția, imobilul este și în intravilan și în extravilan. Din totalul de 1140 de metri pătrați, mai avem în intravilan 290 de metri pătrați. Asta a făcut-o primăria Alba Iulia, da? Ca să clarificăm un pic. A fost o decizie a Consiliului Local. După, am citit ulterior, trebuia adusă la cunoștință primarului, a instituției prefectului, a celor de la cadastru, a celor de la taxe și impozite. Ne găsim în penibila și unica, cred, situație în care la OCPI, la carte funciară, suntem în intravilan și la taxe și impozite suntem în extravilan. Bun, asta ce înseamnă, să zic, pentru dumneavoastră, dincolo de problema juridică, pe care deja o înțeleg mai bine, văd că se construiește foarte aproape de dumneavoastră, aveți un disconfort, ne puteți detalia un pic? Avem un imens disconfort și nu doresc nimănui să rămână într-un șantier la baza unui viaduct. Am trăit momente de surescitare maximă. Până când nu trăiești lucrurile acestea, nu le înțelegi.
este cumplit. Toți factorii stresanți au fost asupra noastră. Viaductul are rădăcina la 40 de metri adâncime. S-a forat cu foreze de mare capacitate. Vă rog să ne credeți, ne-au decimat creierii. Nu credeam că se poate așa ceva. A fost momentul august 2018. Am făcut în acele momente nenumărate adrese la instituțiile statului. Și anume, Garda de Mediu, Agenția pentru Mediu, Direcția de Sănătate Publică, Inspectoratul Teritorial de Stat în Construcții. Am sunat și la 112. Când au venit, m-au certat, normal. Pentru zgomot, pentru praf, pentru ce? Infernal pentru... a fost zgomotul. Infernal. Cine nu crede să stea lângă o foreză de mare capacitate, care forează la 40 de metri. S-au făcut 4 piloni și fiecare pilon cred că are vreo 8 găuri de genul acesta. 3 săptămâni am crezut că înnebunim aici. Nimeni, nici o instituție abilitată, nu s-a deplasat să vadă despre ce este vorba. Am fost și la Agenția pentru Mediu, care deține sonometru, și mi-a spus foarte detașat, mi s-a părut, de lucrul acesta: domnul este în concediu și nu poate să vină. Care și el dreptul la concediu? Noi nu avem dreptul la viață, domnii au dreptul la concediu. Este legal, este în regulă, nu duc discuția dincolo de ce este normal. Dar ce facem noi? După momentul acesta al forezelor, au venit cu un alt mare colos care se numește lansator de grinzi și au mutat grinzile acestea, le-au montat pe acești piloni. Deci sau pur și simplu o grindă din aia are 80 de tone, iar acel mecanism care transporta grinzile era de sute de tone. Gândiți-vă, între două case, ce înseamnă așa ceva? Ne-a crăpat tot. Toți pereții au crăpat. Nu a venit nimeni să constate, nici atunci. A fost exact în perioada aceasta, în anul trecut. Ulterior, s-a suprabetonat podul. Din nou, picamere, flexuri, oameni înșirați, noi aici, ei acolo sus.
ce am văzut și pe schițe și pe informația disponibilă, am văzut că în jurul dumneavoastră s-au făcut expropieri. Exact în zona casei s-a făcut o îngustare a culoarului. Puteți să-mi explicați un pic? E corect ce spun sau nu? Da, este corect. Dacă vă uitați pe o hartă pe care am primit-o de la prefectura județului Alba, partea din față până în dreptul construcției este expropriat. În acest aliniament de case s-a îngustat, a trecut dincolo, s-a lărgit din nou, s-a îngustat în dreptul aliniamentului de case de pe strada Cedrului, după care din nou a fost respectat. Deci, practic, ce s-a făcut? S-a îngustat culoarul de expropiere exact în zona caselor? În zona caselor s-a îngustat culoarul de expropiere. Dacă s-ar fi produs expropierea noastră, personal ați fi fost de acord sau nu? Tot timpul ni s-a reproșat că ordenii nu au vrut să fie expropriați. Eu mă gândesc că orice om normal care își construiește o casă și se leagă de lucrul acesta este viața familiei mele aici. Sigur că nu eram de acord. Am fost de acord să se respecte legea. Dacă domnii au forțat venirea aici, mi se părea foarte normal să respecte legea. Sigur că dacă mă întrebau, spuneam nu. Eu cred că orice om care păstrează în suflet viața familiei sale nu este de acord cu așa ceva. Dar dacă legea ți impune un lucru, nu cred că negociem legea. Legea este lege. Nu cred că ne-a făcut cel mai mare bine că ne-a lăsat în spațiul acesta de aici. Înnebunești cu zile. Dar respectarea legii, la asta, când spuneți respectarea legii, vă referiți la respectarea acordului de mediu, în primul rând, la nivelul de zgomot, la nivelul de... Nu? Tot ce înseamnă implicare, din punct de vedere legislativ în această zonă, pentru mine înseamnă respectarea legii. De la bază, de la respectarea acelor dimensiuni obligatorii pentru construcția autostrăzilor. Dacă domnii considerau că nu încap aici, trebuia să găsească o soluție pentru a merge într-o zonă extravilană unde încăpeau. Am fost dispuși la orice soluție să se discute cu noi. Mă credeți că în tot acest interval de timp, de 6 ani, nimeni niciodată nu m-a contactat? Nimeni niciodată? Niciodată. Ce spune constructorul? Bănuiesc că aveți o interacțiune cu el fiind aici în zonă. Da. Cel mai șocant pentru mine a fost când constructorul a spus: dacă nu vă protejează statul vostru, noi n-avem ce face. Să vă protejeze. Și aici am rămas. Neprotejați de către statul român. Noi, cetățenii statului român. Stat democratic, legi, sute de instituții care protejează cetățenii, copiii. Păi sunt și copii în zonă. Sunt oameni bătrâni în zonă. Este imposibil să treci pe aici, să nu te minunezi de capodopera acestui stat democratic. După atâtea sesizări pe care le-am făcut, am ajuns la o concluzie amară. Statul român și-a creat nenumărate instituții pentru a-și dilua răspunderea și a nu rezolva problemele concrete și reale ale oamenilor. Suntem în curte la noi, acolo suntem pe zona expropriată, aici, cum s-ar veni. Da. Și... expropriația iese din, începe din 50 de centimetri din fața de la poartă. Da. Și undeva în spate ajunge cu 5,65 metri. Deci merge în diagonală. În diagonală, da. Și aici undeva este cam la 2 metri distanță de casă, zona expropriată de casă. Practic de aici vine
ce vine? Zona aceea de talud, de pământ? Nu vine taludul ăla aici, că am înțeles că va fi, cred că dincolo de panourile așa, sau unde sunt panourile pus acum la ora asta. Nu știu chiar de exact, ați văzut în pe partea cealaltă la ei că este turnat un terasament unde va fi construită autostrada. Da. Deci aici în spate o să fie în colțul acela autostrada efectiv în curte, în posta curte, nu știu cum să mă exprim, în posta curte cu un metru construcția aici în colț. Și noi acolo avem fosă și avem pe partea asta unde ori expropriate, avem toate utilitățile. Adică din gaz, apă, toate astea o să aibă. Nu știu ce se va întâmpla cu ele când o să vină, să înceapă lucrarea și nu știu, încă nu am discutat cu ei care treabă. Vă dați seama că nu o să fie foarte confortabil, nu-i nici la ora actuală că se lucrează cu utilaje grele și așa și nu-i confortabil deloc și praful de nu vă poți nu vă puteți imagina. Pentru că este și pe stradă unde au luat dalele, au scos dalele sub pod și nu le-au mai pus la loc, au țipat numai niște moloz acolo, niște pământ, niște, și când trec mașinile tot praf. Se face care vine la noi pur și simplu un curte în casă peste tot. Deci practic dumneavoastră sunteți în zona de protecție a autostrăzii. Da. Da. Toată supra a fost scoasă din intravilan, da. Și a fost pus în extravilan. Tot terenul de 802 metri care este aici și de sub casă și tot este scos din extravilan din 2014. Dumneavoastră, povestea asta cum vă afectează? Faptul că v-a scos din intravilan, nu mai puteți face nicio construcție, nicio lucrare, absolut. Nu puteți muta nici măcar utilitățile, da? Sau? Nimic, pentru că eu gândesc că nu e legal ca noi să mai construim ceva și nu ne mai dă nimeni, absolut nimeni, o autorizație de construcție sau să nu mai dea voie să mai facem ceva. Vă dați seama, ne afectează foarte mult pentru că dacă rămânem aici, noi nu o să mai putem să vindem casa asta vreodată. Deci noi nu putem, nu am întabulat casa pentru că ne-au respins întabularea pentru că ne suprapunem noi cu coridorul autostrăzii. Deci casa neîntabulată cu terenul scos în extravilan, vă dau seama că nu mai ține nicio autorizație de construcție pentru mica. Trebuie să spun că am vrut și vrem să mai construim ceva dacă mai rămânem aici, dar am cerut expropriere de nenumărate ori. Și toată lumea a refuzat, pentru că mi-a spus că să mergem în instanță de despăgubit. Te dă seama, la instanță durează foarte. Nu știu, un pătrău să mai dă și ce să mai facem, pur și simplu nu mai știu ce să facem. Vă dați seama. Și o să fie foarte înalt, vă dați seama că noi nu o să mai avem aici lumină. Nu o să mai fie, nu o să mai fie nimic ce-a fost odată. Și trepidațiile ori afectat casa, au crepat pereți, au crepat geam, dar nu ne ia nimeni în considerare. Noi strigăm de ani de zile după ajutor, nu ne ajută absolut nimeni, absolut nimeni. Și vă dați seama când începe aici lucrarea, în zona aici, o să fie foarte, foarte greu de trăit și de locuit aici. Avem și un copil mic în casă de un an de zile. Cum va suporta copilul ăla condițiile care o să fie aici, că e șantier, se construiește o autostradă, deci nu se construiește un pod sau nu știu ce. E o autostradă care vine utilaje grele, vin compactoarele care zguduie casa din temelie. Și noi cu ce rămâne? Cu năcazul, cu supărările, cu toate astea merge. Thank you.
Deci s-a îngustat culoarul vis-a-vis la vecinul. Deci expropriază până din jos de proprietatea noastră. Când au ajuns la proprietatea noastră, s-au îngustat până au trecut de proprietatea doamnei Lâncrăjan și s-au lărgit din nou și și-au luat exact cât au avut nevoie. Nu știu care e motivul pentru care ei s-au îngustat aici așa de mult. Probabil că să spună că nu strică, nu demolează numai două case, nu patru, nu șase, sau probabil că să nu se sărăcească statul român. Că mai expropriază două case. Dumneavoastră ați fi fost de acord cu exproprierea? Dacă cum să nu? Pentru că noi cerem de ani de zile acum să ne exproprieze și nu ne ia nimeni în seamă. Spune că ei au expropriat exact cât au nevoie și în zona de protecție nu sunt obligați ca să ne exproprieze. Să nu creadă cineva că noi suntem contra, să nu se facă autostrăzi. Că toată lumea poate că ne condamnă că noi ieșim și spunem ceva că nu vrem să se facă autostrăzi. Nu, din contră și noi vrem. Dar vrem să fim și noi așa cum trebuie să fim, să avem liniște, să avem un cămin a nostru unde vii acasă, unde e cel mai bine când mergi acasă, nu? Să ai liniște și pace și de ce ai nevoie. Asta vrem și noi.